Autoritățile susțin că cetățenii chinezi au intrat în România pe 25 februarie prin aeroportul Otopeni. Direcția de Sănătate Publică Olt a fost informată abia a doua zi, iar pe 27 februarie a dispus izolarea lor în hotelul din Slatina, unde erau cazați, așa cum prevăd normele de intervenție pentru persoanele sosite din zonele de focar cu coronavirus. Șase chinezi veniți în interes de servici la o firmă din județul Vâlcea, dar ei s-au cazat în județul Olt la un hotel de-al nostru. În momentul în care noi am luat act că sunt pe teritoriu, ne-am deplasat la hotel, am stabilit din ce zona a Chinei vin, am stabilit că intră în regim de izolare la domiciliu, adică automat izolare în camerele de hotel cu interdicția deplasării la locul de muncă în județul Vâlcea, da. Am discutat cu firma să reglementeze și să accepte absența lor pentru că este justificată de situația epidemiologică. Că ei vin din China continentală și unde este risc de bolnăvire. Decizia Direcției de Sănătate Publică Olt l-a nemulțumit pe patronul hotelului în care erau cazați, acesta reclamând că va avea probleme cu clienții. A fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru ca asiaticii să nu fie izgoniți din hotel. Am discutat și cu patronul hotelului, care ridică obiecțiuni că e foarte greu să-i țină, ar mai fi deținut 10 zile de acum încolo. Am spus că nu este problema noastră, până la urmă când primești un cetățean îți asumi niște responsabilități. Noi am făcut ce a depins de noi, am încercat să lămurim pe domnul că până la urmă e o situație internațională. Deși nu avea voie să iasă din camera de hotel, astăzi unul dintre chinezi a fost filmat pe strada unde se afla hotelul. El a ieșit, a dat mâna cu distribuitorul de mâncare, a luat mai multe pachete cu hrană și a intrat în hotel. În urma acestei situații, autoritățile au dispus să verifice dacă măsurile dispuse sunt respectate. În caz contrar, asiaticii vor suporta consecințele legii. În momentul de față, eu sunt informat de către Direcția Publică de Sănătate Publică a județului Olt cu privire la faptul că acești cetățeni chinezi, cei șase cetățeni chinezi, se află în hotelul din municipiul Slatina, în care au venit chiar din prima zi când au ajuns în România, că au fost notificați cu privire la măsurile stabilite de statul român în cazul dumnealor. Aceste persoane trebuie să fie izolate la domiciliul declarat la intrarea în țară sau reședința temporară declarată la intrarea în țară timp de 14 zile. Cetățenii respectivi au fost informați de către DSP Olt cu privire la această obligație. Sunt monitorizați în sensul că sunt sunați constant, se verifică dacă dumnealor sunt acolo, pentru că părăsirea zonei respective poate conduce la comiterea unei infracțiuni. Conform regulilor care sunt în acest moment, dânșii trebuie să stea izolați în camerele de hotel. Nu avem o dispoziție scrisă prin care le putem permite să iasă din hotel pentru a se alimenta, să zic așa. O să avem o discuție cu managerul hotelului pe perioada când vor fi acolo să ne dea concursul pentru a-i sprijini să-și procure hrana din sursă internă sau dacă este din sursă externă, trebuie să stabilim o procedură, DSP-ul să stabilească o procedură sub ce formă mâncarea ajunge la acești cetățeni. Autoritățile oltene au dispus realizarea unei anchete epidemiologice cu privire la persoanele cu care aceștia au intrat în contact în cele două zile în care s-au deplasat la Drăgănești, la firma la care au fost angajați. Procedura este dusă de DSP. Acești cetățeni au venit în municipiul Slatina, dar din momentul când au venit în Slatina până în momentul în care autoritățile noastre au aflat despre prezența dumnealor aici, ei au plecat în municipiul Drăgășan pentru a executa o lucrare acolo. Colegii de la DSP m-au informat că au fost informați colegii dumnealor de la DSP Râmnicu-Vâlcea pentru a face această anchetă epidemiologică acolo. Potrivit autorităților, până în această după-amiază, în Olt au fost izolate la domiciliu 141 de persoane, 135 venind în țară din cele două regiuni italiene în care coronavirusul a fost contractat de sute de persoane.